Hei, salut! Bine v-am regăsit în Sims 3 Generations. Partea nu mai știu, ca de obicei. Chris urmează să se ducă acasă. Vine de la școală. Și am mai întâlnit un prieten. Cred că e băiat, Tomica. Nu știu. Tomica. Unde e Tomica? Tu ești? Da, e fată. Normal. Așa. Și se duce acasă și Christine este din nou însărcinată și what the fuck, ce cu îmbrăcămintea asta? Pe bune? Pe bune, Christine? Pe bune? Ok, cred. Nu știu. Christine tocmai ce a curățat toată casa pentru că era oribilă. Pur și simplu, oribilă. Și patul nu a făcut. Hai, capul meu! Girl, crema. Tyler este foarte, foarte, foarte obosit. Pentru că nu a prea dormit deloc aseară. Și la fel și Chris. Pentru că a venit la 4 și trebuia să ducă la școală la 8. Vreo 4 ore a dormit. Și Ariana e și ea obosită, din păcate. Da, am primit mai mulți bănuți, pentru că trebuie să renovăm casa. Pentru că acum Chris cu Ariana locuiesc în aceeași cameră și nu cred că vor asta. Vor fiecare să aibă camere separate. Și cred că camera lui Chris o să o mut în garaj sau în subsol. Să fie gen culcușului, cum se zice? O să dorme la acolo singur și să facă toate chestiile amuzante și opa, o să pădețească, nu-i așa? Da. Nu-l pedepsi! Practic... Opa, nu se poate acum. Practic Chris s-a dus la... Pe bune? Tu mă ce eram pedepsi? Română. Practic Chris s-a dus la școală și s-a furișat ca să facă asta. Și ceea ce nu e bine, pentru că când a prins, trebuie să pădeceasă din nou. Dar Chris e un băiat foarte bun, nu trebuie să-l pedepsești. E gen... Gata, știu ce să fac. Eu o să se ducă să fac o mâncare nouă. Asta pare bun. Da. Și Chris o să se ducă să facă un duș. Da, pentru că chiar are nevoie de asta. O să-l pun să iese în oraș cu Malia. Malia Tate o să iese în oraș sau undeva. Și o să se furișeze ca să facă asta și părinții lui nu o să afle. Și da, pun pare că atunci când o să ajungă acasă o să-l pedepsească din nou. Ceea ce este așa. Da. Bine ai venit! Ariana are alergie și miroase urât. Nimic nou. Toți simții mei au problemele astea. Mai ales la mine. Oh, Tyler. Du-te și dormi puțin. Până gata masa. Și Ariana, du-te și tu și fă un duș. Tyler, ești de acolo. De fapt, vino afară ca să nu afle. De ce se întunecă atât de repede? Adică e decât 4. Aproape 5. Pe bune, nu poți să ieși afară. Ok, Mia. Trimit-o în oraș undeva. Stai să găsim unde. Acum o să dureze ceva. Ok. Ce asta? Spa? Nu! Nu ne permitem să mergem la spa? Nu! Aș duce într-un parc, în parcul ăsta, da. Nu sunt sigură, poate dacă e un loc mai romantic. Știu că am pus un bar aici. Nu cred că e asta.
O să doresc ceva practic. La karaoke. Nu la karaoke, doamne, stați puțin. De fapt, chiar cred că o să mergem în parc. Pentru că e o vreme frumoasă, cât de cât. Și un fel de apus, așa, să mergem în parc, ar fi foarte drăguț. Așa că, te rog să gătești în continuare și să... Da, acceptat. Te rog să nu ne observi. Nimeni, tu gătești, tu dormi. Nu o să răspunzi la telefon și tu nu o să ne părăști, pentru că dacă o să ne părăști... Ne-a prins. Ne-a prins. Nu prea cred. Ești pedepsit. Aaa, cum își dă seama mereu? Dar nu putem să o lăsăm baltă. Nu putem. Nu putem să o lăsăm baltă. E o întâlnire, am invitat-o afară. Și o să aibă părere foarte rea despre noi dacă o lăsăm baltă. Furișează-te. Așa, furișează-te. Tu gătești în continuare, nu ne băga în seamă, te rog, lasă să se ducă. Este un colac sau nu? Asta galbenă e o zână, cred. Nu, e magician. E magician că șefa noastră, el era un colac care are maroc, dar nu ne-a prins. Tu, scoți limba la tine, limbuța, scoți limbuța la tine. Nu ți-ai dat seama? Da, bine că ne invit și pe noi să mâncăm. Tu te și tu și... Drăuț? Tu te și tu și mănâncă și te duci și tu mănânci, ca dacă place foame. Și... Oh my god! Se simte atât de prost el. Acum partea mai puțin amuzantă când trebuie să o găsim pe ea. Buhu! Tu nu ești ea? Ea e frumoasă. Nu că tu n-ai fi. De fapt nu ești. Wow! Wow! Pe tine te cunosc. Pe tine te cunosc și pe tine. Pe amândoi. Sunteți părinții ei. Ce căutați voi aici? E o întâlnire. Părinții n-ar trebui să fie. Pe mine nu mă deranjează. O găsi! Te-o găsi, măi! Te-o găsi, nu te azi, bine. Ok. Grit. Ceea ce nu știu ce înseamnă. Dar practic dați mâna sau ceva de genul... Nu știu cum se traduce româna asta, chiar nu știu, îmi pare rău. Și pe voi o să vă las puțin baltă, pe toți. Pentru că în episodul acesta mă voi juca cam mult cu Chris, pentru că... adolescent și o să facă toate lucrurile tare acum. Și este foarte amuzant. No, perfect, vin părinții. Să vadă despre ce vorbim noi aici. Gen, distrați-vă, nu! Avem încredere în voi. Argo. Ce vreau să fac este... că peste 4 zile este Love Day. Și atunci o să mă dau bine pe lângă ea. Nu o să încerc nimic prostesc până în ziua aia, că nu o să fac primul pas. Pentru că așa e drăguț. Așa îmi place mie. Dacă eu o să fie să adopt un băiat, o să fie mai îndrăsneț, dar mie îmi place ca el să fie de treabă. M-a complimentat! Nu! Vreau să mă complimenteze ea! Nu, ce rău! Da, el o bagă gen în friendzone. Lol. Și o întrebăm dacă... care e preferența ei? Dacă îi placă trebuie să mă zică, dacă... plăcea fetele ar fi foarte nasol. Și ciudat. Dar mai ales nasol. Și ciudat. În parte secrete... În părți secrete, de fapt. Amuzant. Sobitan Chibaru, Valia Pantaglarn, și gen... cred că ceasul e 7. Vom servi? Nu. No. Da, e bine. E bine, este dreaptă, cum zice, fac băieții. Da.
Cred că nu știe cuvântul. Ar fi tare să bea cu artificii. Ar fi super tare. Oh, cât de tare! Este mai frumos să vorbesc cu tine în persoană decât prin telefon sau pe internet. Cât de drăguț! Pe mine mă enervează cuvântul ăsta, drăguț, niciodată. Și mănâncă ceva de aici. Că ce foame. Și da. Îmi place de Chris. Și mă uit pe aici să văd ce mai sunt locuri noi. Dacă nu a început carnavalul, nu cred că a început. Ce se întâmplă? Ok. Nu putem, putem să dansăm? Că știu că aici de obicei de... n-am vrut să mă pus pe poză. Aici de obicei sunt un fel de chestii care scot muzică. Radio, cred că se numesc. Și practic apeși pe ele și... cântă muzica și... este foarte amuzant că poți să dansezi pe muzica aia. Nu! Nu mai nimic pe aici de făcut. Adică un parc ar putea fi amuzant. Sau n-am eu ce face. Normal. Ce mănânci? Mânci un hot dog. Da, bun. Ce putem să ne jucăm? Nu putem să facem nimic. Și am pierdut butonul. Of course. Oh, gata, a găsit-o. Sub acest frumos pomișor. Ok, mie o să merge destul de greu jocul și de asta îmi pare rău. Dacă mă enervează și pe mine mă enervează. Dar n-am ce facem. Puteam să ne băteam cu apă? Adică am înghețat, dar... dar e romantic. De unde? Nu știu să fac scuze, pentru că n-am ce face. Pentru că nu mă pricep la nimic. Opa. Opa, ne prinde părinții. Ne prinde părinții. Ești urât. Dar practic... am pus un simul oarecare să fie ca părinți. Deci ei doi sunt părinții ei. Nu am vrut să fie așa, dar am dat random și... bitch, please. Vrei? Sper să nu se spune. Mai e puțin și... vine poliția după noi. Și dacă o să... mai vine o dată poliția după noi, Chris o să fie... ce mai supărat gen? Mă mir că nu moare. Dar era atât de roșu. Pune-l jos. Hai, Chris. Da, perfect. Ok. Am putea să facem ceva. Să-i spunem o poveste amuzantă. Gen, da. Ok. Am putea să facem și alte lucruri? Aș da un cadou, dar nu știu ce cadou este, n-am nimic aici frumos. Așa, deci îi spune povestea asta și după ne luăm la revedere de la ea, pentru că va trebui să mergem acasă. Despre ce naibă vorbește? Hai să vedem ce face fiecare în parte. Tu dormi bine. Tu ar trebui să dormi. Ok. Stai. Goodbye. Hai, ia să... ia să la revedere. Că vreau să văd cum e interacțiunea asta. Oh, cât de drăguț. Ok, Chris. Poți să te duci acasă. Ea poate să stea aici cât vrea, pentru că practic e cu părinții ei aici și poate să stea cât vrea, dar nu sunt sigur dacă ar fi părinții mei. Părinții lui, de fapt. What the fuck? L-ar omorâm.
Și tu dormi cu suta ta din copac, ceea ce este foarte răuț. Că n-am mai încercat asta până acum. Yo, ce drăguț. Hei, culcare. Și practic el vine acasă și te mandă la pută. Drăguț. Ok. Practic am să revin când se face dimineață, când se face zi, pentru că avem ziua liberă. Trebuie să mă tot, cred. Da. Deci, revin atunci. Wow. Da! A apărut festivalul de primăvară. Ok. Iubirea este în aer. Festivalul de primăvară este în oraș. Grăbiți-vă. Vânătoare de ouă. Ouă colorată în ele. Da. Aia. Deja. Aproape toți s-au trezit. De fapt, aproape toți, în afară de Chris, pentru că el a stat aseară târziu și obosit. Și Ariana. No restriction. Și n-au voie băieții. Dacă n-au voie băieții. Vreau să vă cum e asta. Băieții n-au voie, cât de tare asta. Ok. Putem să pun eu papă? Oh, cât de tare. Ok, coboară, cum fac să cobori. E bine, pute, coboară-te și mănâncă. Mănâncă. Ce să mănânci? De fapt, ai mâncă cereale. Unde sunt cerealele? Normal, în rău ce mai sus, da. Logic. Logic. Ok, gata, nu mai dormi. Cred că e destul. Opa! Asta e foarte tare. Și foarte nasolat în același timp. Pentru că când simți când ești un adolescent, în literală nu știu, pentru că nu știu. Așa. Când? Pune? O să se comporte diferit. O să vrea să facă lucruri rele. Da, o să fie mai rebel. Ok. Foarte tare, foarte tare. Mănâncă glifa asta. Hai pe bune! Acum are ce mai să te pedepsiți. A treia oară. Știu, Chris, știu. Nimeni nu te înțelege. Asta este, ești pedepsit, tinere. Nici să nu te gândești din a părăsi această casă. Din nou. Drăguț. Ei bine, o să vreau să-l fac pe Tyler să-l dezpedepsească, cred că e un cuvânt, pe Chris, pentru că Chris o să vorbească cu el și o să explice că hai tata, n-ai avut și tu ăsta mea și știi cum e și asta și tatălui îl va înțelege și va da drumul. Sau putem să ne plânge la el, cred că este o interacțiune din asta. Aș cere scuze. Atât? Adică să cere scuze poți face. Știa că poți face mai multe. Ei bine, o să ne cerem scuze. Pentru că e un început. Da, și o să facem curat. O facem curat la toate vasele din casă. Pentru că atunci când faci ceva bun prin casă în Sims 3, părinții o să observe, chiar dacă nu sunt în aceeași cameră, o să observe și o să te lase mai moale, practic, poate chiar să-ți ridice pedeapsa. Și interacțiunile pentru părinți, da, să-i despedefim, să ne cerem scuze.
Atât? De fapt, el nu o să-și ceară scuze, pentru că... Nu. Și a fi rău? Da, nu. Și practic n-am putut să facem baie la Linda. Oh, cât de drăguț! Știi ce? Ele două o să... Ia, tu poți să te duci la salon să-ți faci ceva? O manicură, o pelicură, ceva? Cred că puteai, dar nu sunt foarte sigură. Dacă aș găsi salonul... Ala, bala, portocala, unde... Unde naiba poate fi? Unde poate fi? Căci eu mereu nu găsesc... Niciodată nu găsesc salonul. Tarătătam. Tarătătam. Parapam, parapam. Parapam, pam, 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 pam. Era în fața mea. Era în fața mea. Normal. Dap. Așa că o să vă duceți împreună. Și ce putem să facem? Masaj? Salon. O să ne luăm un masaj. Pardon? Și la fel. O să fie drăguț. Hai. Și o să petreacă timp împreună. Și Chris... A, deci vrea să folosesc în toaleta, nu vrea să-și ceară scuze. Dar, lăsăm asta. Ups, nu-i drăguț. Tu ce faci? Hai, ia... Nu... Ia un suc, ia-ți un suc. Merge. Care de fapt nu e suc. Logic. E alcool sau ceva de genul. Și, practic, Chris va trebui să aștepte până ce își bea Tyler sucul. Hai. Păstrea la Chris. Să vedem. O să accepte scuzele? Da, ne-a acceptat scuzele. Și știam că puteai să te rogi ca să nu mai fii pedepsit. Știam asta. Cred că am încercat-o, dar nu sunt sigură. Dar, de preface că el a văzut și, uite, curăță și asta, ca să vadă tatăl tău că vrei să fii, vrei să fii liber, pentru că chiar meriți asta și tu o să stai aici, tu nu o să pleci nicăieri, ok? Ok, e bine, aia nu putem să facem. Dar, ok, practic Tyler o să-l lase, o să-l despedepsească, asta de interacțiune. Pam, pam, pam. Oh, ma bu boy, fadiș. Fadiș. Da, Chris e fericit și cu asta încheiem episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut și ne vedem în episodul următor. Pa!